Și o veste care ne-a pus pe gânduri, România a înregistrat ieri cea mai tânără victimă ucisă de COVID-19, de noul coronavirus. Este vorba despre un tânăr de 18 ani din Galați, care suferea și de afecțiuni oncologice. Virusul i-a scurtat însă firul vieții. Medicii spun că tinerii nu sunt feriți de infecție, apropo de cei care cred că sunt infailibili chiar și în fața noului coronavirus. Ba din contră, tot mai multe cazuri apar la categorii tinere de vârstă și vă propun să discutăm acum cu managerul Spitalului Marius Nasta din Capitală, Beatrice Mahler. Mulțumesc, doamnei Mahler, pentru prezență. Bună ziua! Cred că tinerii merg pe ideea și până la urmă ce mai înseamnă tânăr în ecuația asta pandemică, că nici noi nu mai știm, dar tinerii au sentimentul că lor nu li se poate întâmpla și probabil că în legătură cu știrea despre care vorbeam mai devreme, cu cel mai tânăr caz de COVID, de deces, o să spună da, dar tânărul avea cancer, deci în principiu oricum urma să moară. Cam asta e mentalul în zona tinerilor și poate ar fi bine să le explicăm ce ați văzut de-a lungul timpului. Da, la Institutul Marius Nasta am avut situații de tineri, grupa 20-30 de ani, care nu aveau comorbidități, care au venit cu forme ușoare în momentul prezentării, dar care după două zile de evoluție au ajuns în terapie intensivă, fără comorbidități. Prin urmare, este absolut o loterie, aș putea spune, momentul în care o formă de boală ușoară se transformă într-o și necesită asistență în terapie intensivă. Nu contează vârsta și nu contează starea de sănătate. E adevărat, predispoziția este mai mare la persoanele vârstnice care au comorbidități, dar în acest moment, de exemplu, în terapie intensivă avem pacienți între 40 și 70 de ani, dar marea majoritate sunt pe grupa 40-50 de ani. Nu este o persoană vârstnică, este un adult în putere la 40-50 de ani care are încă foarte multe de oferit. Prin urmare, orice zi din viață, chiar dacă suntem sănătoși sau dacă avem comorbidități, este importantă și trebuie să o tratăm cu maximă atenție. Bun, hai să explicăm puțin. Vă ascultam și încercam să trec peste cuvântul, deși gândesc cam la fel. Cuvântul loterie, pentru că sentimentul este că nu prea ai cum să anticipezi ce formă de boală vei face la momentul la care, să zicem, dacă te vei infecta. Dar mă gândeam dacă există cumva un profil totuși al pacientului care ajunge în terapie intensivă altul decât cel care are comorbidități, că acolo lucrurile sunt ceva mai sensibile. Ați putut observa, nu știu dacă e vorba de un anumit tip de om cu un anumit tip de imunitate, s-a tot făcut o întreagă discuție despre cât de sus, cât de jos, cât la mijloc, cât în echilibru să fie imunitatea noastră, de toată lumea a sărit pe vitamina C, pe lămâi, încercând fie să se supraimunizeze, fie să rămână într-o zonă. Totul este extrem de... Dacă ar fi să trageți acum o concluzie după lunile astea, ce ați putea spune despre acest virus? Că... Cu siguranță, marea majoritate a pacienților din terapie au comorbidități și cel mai frecvent este înclinată obezitatea și de cele mai multe ori atunci când suntem doar supraponderali sau avem o obezitate de grad 1, nici măcar, multă lume nici măcar nu se consideră că ar avea o problemă de sănătate. Că totuși, pe lângă aceste cazuri, sunt și pacienți care nu au comorbidități și ajung în terapie intensivă. Nu avem în acest moment studii în spate care să ne indice un anumit profil care să ne arate o predispoziție a pacienților către o formă severă de evoluție. Sunt necesare multe studii în acest sens, pentru că știm ceva despre COVID în acest moment, dar încă sunt multe aspecte care trebuie elucidate. Ce este important să reținem, însă și este îngrijorător, aș putea spune, este că numărul de persoane care dezvoltă forme cu afectare pulmonară și forme care necesită oxigenoterapie, forme severe de afectare, este în creștere. Profilul pacientului în ultimele săptămâni s-a schimbat. Pacienții care ajung în institut sunt pacienți care necesită o asistență medicală suplimentară. Aș putea spune că volumul de muncă la patul pacientului s-a triplat, pentru că fiecare pacient necesită, pe lângă schema de terapie antivirală, tratament antiinflamator, anticoagulant și, în ultimul rând, suport psihologic, care este extrem de important.
Poate pentru că ar trebui și noi să ne gândim, sau cei care consideră că sunt zile ușoare și pentru cadrele medicale, că nu e chiar așa, că sunt luni de zile. Chiar cum rezistă colegii dumneavoastră, doamna Maler? Foarte dificil. Este foarte dificil momentul acesta pe care îl traversăm. O parte din ei au reușit să-și ia câteva zile de concedii, cei care nu au reușit să-și ia zile de concedii sunt epuizați. Problema e că nu întrevedem o scădere evidentă a numărului de cazuri și începerea școlii și luna octombrie, aș zice eu, va trebui să ne pună într-o altă stare de supra-solicitare, pentru că ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri în acest context în toamnă. Ca să nu mai vorbim de acutizările pe care le așteptăm, de boli pulmonare cronice, de tuberculoze care parcă devin mai active sau se declanșează în lunile de toamnă. Și cancerele pulmonare care, din păcate, sunt prezente și starea pacienților care ajung cu cancer pulmonar la Institutul Marius Nasta nu este deloc una într-o fază incipientă.